Bine ați venit la o nouă emisiune din seria filmelor Arrow. Sunt Alex Matea. Voi reprezenta alături de Andrei Amariței, colegul meu din Next Gen, vom reprezenta echipa Cormoran și am venit să pescuim pe lacul Moara Vlăsiei 2. Suntem în momentul nădirii, am ajuns de vreo 2 ore pe baltă și ne-am hotărât să facem o nădire de început, o nădire mai consistentă cu spombul, în care avem ca și nadă puțin ground bait, boilesuri mici de 10 mm, câteva alune tigrate sfărâmate și alte boilesuri sfărâmate și puțin mai mari de 16 mm. Vom nădi în clips la vreo 80 de metri, pentru că vizăm peștii mari de pe Moara Vlăsiei, overtenii, cum îi spunem noi, peștii de peste 10 kg. Ne-am hotărât și am decis să facem o nădire destul de consistentă la început, cu mult nor, undeva pe la vreo 80-90 de metri, iar apoi noi să pescuim cu lansetele mult peste patul de nadă, cât putem noi de mult, peste 30-40 de metri peste el, și vom pescui numai cu boilesuri destul de mari, de 20-24, tare sau solubile, pentru a încerca să prindem pești mari din lac. Încă doi pești de peste 10 kg aici pe Moara Vlăsiei. Al meu, acest grăsunel, a avut 11 kg și 12, iar al lui Andrei 10 kg 200 aproape. Foarte frumos, prinși amândoi la o bilă solubilă de 24 XXL, pe la cean cu squid, foarte, foarte frumos peștii.